Avem o informație de breaking news, intervenție de urgență. Acum, o mașină în care se află un adult și un copil, potrivit primelor informații, a căzut în lacul Siut Ghiol. Cătălina Buzoianu, corespondentă Antena 3, este în direct prin telefon cu noi. Bună ziua, Cătălina! Bună ziua, Ana, bună ziua tuturor. Așa este, vorbim de un autoturism condus de un bărbat și în care se mai afla un copil în vârstă de 12 anișori. Nici în acest moment nu se știe cum s-a întâmplat și este foarte devreme pentru că încă medicii încearcă să-l stabilizeze pe bărbat, pe șofer. Însă martorii spun că la un moment dat acesta, mergând pe bulevardul Mamaia dinspre stațiune către oraș, a pierdut pur și simplu controlul volanului, a ieșit în decor și a sărit în lac. Mașina s-a scufundat destul de repede. Din fericire, dacă putem spune așa, o femeie care se afla la pescuit în această zonă a observat totul, a început să strige după ajutor, iar un tânăr, aflat și el în zonă, a sărit în apă, de unde l-a scos atât pe copil cât și pe bătrân, până la sosirea salvatorilor, a medicilor de la Smurd, a pompierilor și a cadrelor medicale de la Serviciul Județean de Ambulanță, care i-au și preluat de altfel. Din fericire, băiatul are doar atac de panică, însă starea bărbatului este destul de gravă. Medicii de la Smurd încă încearcă să-l stabilizeze pentru a-l putea prelua și pentru a-l putea transporta ulterior la Spitalul Județean Constanța. Cătălina, îți mulțumim foarte mult. Cătălina rămâne acolo.